Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru luni 7 iunie. Hai să vedem pentru această zi de luni ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. În primul rând, pe partea de dragoste, avem aici asul de bâte, un nou început plin de pasiune. Pentru cei singuri, aici aveți ocazia să întâlniți pe cineva nou, pentru cei care sunteți deja într-o relație stabilă, aici aveți ocazia să reaprindeți flacăra pasiunii în relația voastră. Hai să scoatem niște cărți de clarificare pentru acest as atât de pasional, atât de creativ și de focos, cum puteți să beneficiați la maxim de această energie în relațiile voastre de dragoste. Avem roata norocului, justiția și optul de monede. Hai să le luăm pe rând. În primul rând, roata norocului e clar ce simbolizează. Roata aceasta se învârte și norocul este într-un final de partea voastră. Aici, pe partea de relații de dragoste, puteți să beneficiați la maxim de acest ajutor al planetei Jupiter, care momentan este în tranzit în zodia Pești. Justiția ne vorbește clar despre o echilibrare a energiilor. Pentru cei care sunteți în zodia Balanță sau aveți un partener sau o parteneră în zodia Balanță, iarăși lucrurile sunt foarte frumos aspectate pentru voi. Iar 8 de monede ne arată că aici este mult de lucru. Da, acum Universul vă oferă cu această combinație de cărți o ocazie foarte frumoasă în relația voastră. Puteți să obțineți ceea ce vă doriți pentru că norocul e de partea voastră. Puteți să aduceți mai mult echilibru, mai multă justiție în relațiile voastre, pentru că aici toate aceste energii vă susțin, dar în același timp trebuie să fiți realiști, să vă dați seama că pentru a întreține această energie pe termen lung, va trebui ca și voi să fiți dispuși să depuneți acest efort pe termen lung. Și aici, cu această carte de justiție, care reprezintă zodia Balanței, a șaptea casă astrologică în astrologie, casa care ne vorbește despre parteneriate, văd că ambii parteneri trebuie să învețe această lecție, atât voi, cei care mă ascultați acum, cât și partenerul sau partenera voastră. Pentru cei care sunteți singuri, sunteți în căutarea unui partener sau unei partenere, aveți șanse foarte mari să cunoașteți această persoană astăzi sau să începeți o relație sub aceste energii atât de pozitive, dar țineți cont de lecția justiției, de lecția echilibrului. Nu vă încărcați doar pe voi cu responsabilitatea de a căra toată povara pentru reușita acestei relații. Asigurați-vă că atât voi cât și partenerul sau partenera cu care vreți să începeți acest traseu, sunteți dispuși să depuneți la fel de mult efort, pentru că dacă aici începeți încă de la început cu un dezechilibru în dinamica de putere, cu un dezechilibru în dinamica de interes și de dedicare, lucrurile o să se înrăutățească doar pe viitor. Dar dacă începeți de la început cu un mindset, da, cu o mentalitate echilibrată, atunci această muncă va fi mai ușor de împărțit în doi. Foarte frumoasă energia pe partea de dragoste. Hai să mergem mai departe. În privința sănătății, avem aici o carte foarte frumoasă. Este vorba de Steaua, arcana majoră, care în tarot reprezintă zodia Vărsătorului și care în această etalare, în această poziție, ne vorbește despre o dorință care se poate împlini. Indiferent de care este starea voastră de sănătate actuală, indiferent de vârsta la care vă aflați, aici nimic nu este imposibil și dacă vă doriți ceva cu adevărat, puteți să obțineți acest lucru. Hai să clarificăm puțin această energie de stea, această energie norocoasă de altfel, cum puteți să beneficiați la maxim de ea pe partea de sănătate.
Avem aici 6 de săbii, 4 de monede și 6 de bâte. Ok. Între două cărți de victorie și de împlinire a dorințelor stă la mijloc singura posibilă problemă, 4 de monede, inerția, refuzul de a renunța la ceva. Aici 6 de săbii vă spune clar, trebuie să lăsați ceva în urmă, niște obiceiuri, niște moduri de gândire, niște moduri de a vă organiza viața. Ceva aici trebuie lăsat în urmă, poate trebuie să lăsați în urmă un viciu, poate trebuie să lăsați în urmă o relație, poate trebuie să lăsați în urmă un loc de muncă care e toxic, e în detrimentul sănătății voastre. Trebuie aici să vă îndepărtați de ceva. Este greu să vă îndepărtați de acest lucru sau de acest obicei sau de acest mod de gândire, pentru că voi aici cu 4 de monede sunteți în zona voastră de confort. Dar doar pentru că un lucru este confortabil nu înseamnă că este și benefic pentru voi. Și în momentul în care o să realizați acest lucru, 6 de bâte vă promite aici un foarte mare succes, o victorie asupra circumstanțelor în care vă aflați acum, asupra situației voastre de sănătate precară în care vă aflați acum. Dacă într-adevăr vă doriți să fiți mai sănătoși, mai longevivi, mai energetici, trebuie să lăsați ceva în urmă, să ieșiți din zona de confort și cu siguranță o să ieșiți victorioși. Dar trebuie să și vreți să faceți acest lucru și motivația trebuie să vină din interior, nu poate să vină din exterior. Mai departe, în privința afacerilor, a banilor, a carierei, avem aici o carte negativă, 3-ul de săbii, o carte care ne vorbește despre frustrări, despre probleme, despre gânduri negre, despre nevoia de un sacrificiu. Hai să clarificăm acest 3 de săbii, cum puteți să vă feriți de toate aceste energii negative pe sectorul financiar. Avem aici regele de bâte, carul și 10 de monede. Ok, aici vreau în primul rând să dau un avertisment pentru cei care acționați la limita legalității sau la limita moralității, trebuie să aveți foarte mare grijă pentru că aici regele de bâte este regele care lucrează în slujba justiției. Este regele care nu o să ezite să vă aducă în fața legii, să se asigure că echilibrul este readus în orice situație. Și atunci când vorbim despre aspecte financiare, de jobul vostru, de cariera voastră, de investițiile voastre, aici regele de bâte, o persoană cu foarte multă putere și cu foarte multă influență, stă cu ochii pe voi și dacă faceți un pas greșit, nu o să ezite să vă taxeze. Pe de altă parte, dacă voi știți că nu aveți nimic de ascuns, nu aveți nicio problemă în această direcție, aici puteți să profitați de ajutorul acestui rege de bâte și să vă sfătuiți cu această persoană astfel încât să vedeți care este traiectoria pe care trebuie să vă îndreptați în viitor cu cariera voastră, cu finanțele voastre, cu investițiile voastre. Pentru că aici 3 de săbii mi-arată că în trecutul mai îndepărtat sau mai recent a avut loc o trădare, o suferință, o pierdere. Dar în viitor aveți aici 10 de monede. Aveți încă posibilitatea să redresați situația, să reconfigurați traseul, să faceți modificările necesare, astfel încât în viitor să obțineți foarte, foarte multă stabilitate financiară, foarte, foarte multă abundență. Dar trebuie neapărat să vă asigurați că faceți lucrurile legal, corect, moral, etic și atunci o să beneficiați de ajutorul acestui personaj, acestui rege de bâte, nu o să fiți taxați de această persoană. Fiți foarte atenți dacă aveți raci în viața voastră
pentru că aici puteți să beneficiați de ajutorul lor în reconfigurarea traseului, în stabilirea unei noi direcții în cariera voastră, în finanțele voastre. Per total, e o zi interesantă. Înainte să finalizăm etalarea, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol pentru această zi de luni, 7 iunie. Hai să vedem ce mesaje putem să scoatem de la aceste cărți oracol. Sunt îndeajuns de bun. Nu sunt limitat de convingerile vechi și limitative ale familiei mele sau ale societății. Un mesaj foarte frumos care vine să completeze această etalare zilnică. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!